Vă salut, prieteni, și bine ați venit la primul episod din Săpăliga de Lemn Shorts, un offshoot, ca să spun așa, o ramură, o rămurică a Săpăligii de Lemn, o emisiune în care vorbim pe scurt despre unul dintre meciurile care au loc în fiecare etapă, unul sau mai multe meciuri, depinde câte shorts vrem să facem. De data aceasta, bineînțeles, am ales meciul care se vrea a fi derby, derbiul consoanelor, adică meciul dintre FCR și FC FKSB. Cum am spus, derbiul consoanelor, pentru că vă puteți uita în numele acestor echipe, nici măcar o singură vocală. Meciul s-a terminat cu victoria cu scorul de 2-0 a celor de la FCR. A fost un meci plictisitor, a fost un meci previzibil, a fost un meci care s-a terminat exact așa cum știam că o să se termine, nu a fost nicio surpriză, de asta a fost și așa de plictisitor meciul. Poate singura surpriză a fost faptul că FC FKSB a reușit să fie chiar mai slabă decât m-aș fi așteptat. Pe scurt, foarte pe scurt, ca să vorbim despre meci, FC FKSB trăiește cu o reputație falsă. Această echipă are reputație de echipă, de ca echipă bună, de echipă bună, însă adevărul este că nu e o echipă bună. Pentru că are această reputație de echipă bună, FCR a tratat-o într-o anumită măsură cu respect. I-a dat posesia. Și lucrul acesta s-a văzut pe tot parcursul meciului, pentru că FC FKSB a avut posesia. Însă FC FKSB nu a știut ce să facă cu posesia, pentru că așa se întâmplă atunci când ai o echipă care nu are antrenor. Se întâmplă. Jucătorii țin mingea, o pasează în lateral, o pasează înapoi, dar nu știu cum să o folosească la construcție. Și e foarte greu să construiești în ziua de astăzi, în fotbalul de astăzi, pentru că în fotbalul de astăzi jucătorii nu mai sunt învățați să construiască, jucătorii sunt învățați să joace la rezultat, să țină de rezultat și, bineînțeles, să distrugă fotbalul. Astfel, în momentul în care aceștia au mingea, dacă nu au un plan pregătit de un antrenor capabil, nu știu ce să facă cu ea. Și acest lucru s-a văzut și la FC FKSB, atacuri haotice, atacuri din ce și aduceau aminte jucătorii de prin sezoanele trecute, de pe la celelalte echipe pe la care au jucat și așa mai departe. Nu a existat o idee de joc anume. Nu. La FC FKSB s-a încercat să se marcheze un gol. Atâta. Jucătorii au încercat să marcheze un gol. Însă au jucat în gol, ca să zic așa. Au rulat în gol, pentru că nu s-a întâmplat nimic, neavând un plan, o tactică, o strategie. A fost degeaba posesia, a fost degeaba fiecare atac și, bineînțeles, atacurile acestea au fost extrem de sterile. Finalizare nu a existat la FC FKSB. De asta se poate spune chiar că FC FKSB a jucat cu un om în minus. Atacantul lor cu numărul 9, Stoica, de exemplu, fiind total inexistent. Da, a apărut pe teren, a fost vizibil, s-a văzut că s-a fugit după câteva mingi, s-a bătut, a încercat să dea două coate. Bine, el nu este un jucător cu un fizic impresionant ca să conteze aceste încercări ale lui de a se impune fizic. Însă, adevărul este că el ca atacant nu a existat. El a existat mai degrabă ca un fundaș avansat, dacă vreți, ca un închizător avansat, care a încercat cumva să facă pressing și a încercat cumva să incomodeze adversarul în momentul în care acesta a încercat să construiască plecând de la linia de fund. Pentru un atacant, dacă mă întrebați pe mine, asta înseamnă zero. Știu că în ziua de astăzi sunt mulți antrenori care se uită la astfel de atacanți și spun, wow, ce jucători utili pentru echipă. Din punctul meu de vedere, aceștia sunt zero. Rolul atacantului este să marcheze, rolul atacantului nu este să fugă, nu este să creeze spații, nu este să dea pase înapoi, nu este să obțină penaltiuri sau să dea centrări. Rolul atacantului este unul singur, să marcheze.
Nu au marcat astăzi atacanții celor de la FC FGSB. Au jucat foarte slab, a jucat foarte slab acest Stoica, a jucat foarte slab faimosul Coman, golgheterul Tănase a fost și el o umbră pe teren, Codrea, cealaltă extremă, foarte slab, foarte slab, agresiv, dar nu agresiv în beneficiu fotbalului, ci mai degrabă nervos. Nu s-a jucat și pentru că nu s-a jucat, FCR-ul a avut o foarte mare șansă. Ei își doreau victoria în acest meci. Se știa acest lucru de la început. În același timp se știa că FC FCSB nu își dorește neapărat victoria. FC FCSB este cu gândul la meciul lor cu Saburtalo. Ei, oricum, ați văzut probabil în ultimele sezoane că nu sunt atât de interesați de startul de sezon. De obicei, FC FCSB joacă prost în startul de sezon, de obicei nu câștigă meciuri, de obicei este o victimă sigură. Și așa s-a întâmplat și astăzi. Cei de la FCR cred că au știut într-un fel acest lucru, dar așa cum v-am spus, FC FCSB beneficiază de această faimă pe care nu o merită de echipă bună și cumva FCR-ul a stat cu coada între picioare și cu foarte mult respect pentru această echipă pe care o putea foarte bine să o bată cu 8-0. Dacă FCR ar fi încercat să joace, dacă ar fi tratat FC FCSB ca pe o echipă înființată în 2003, ca pe o echipă modestă, ceea ce și este, că până la urmă vorbim despre echipa care a luat bătaie de la Saburtalo, Tbilisi. Deci nu putem să spunem că discutăm despre o forță a fotbalului românesc sau în niciun caz european. Deci FCR ar fi putut ușor să se impună, dar nu a făcut-o. A câștigat 2-0, un scor destul de sărăcăcios, un scor pe care l-ar fi putut, v-am spus, transforma într-unul mult mai spectaculos, care cu siguranță i-ar fi impresionat pe fani, deși acum dacă este să vorbim despre fani, nu știu cât de importanți sunt aceștia pentru cele două echipe, având în vedere că nici fanii FCR-ului, nici fanii FC FCSB-ului nu strigă numele adevărat al acestor echipe, ele strigă numele altor echipe și o să discutăm poate în săpăliga de lemn pe larg așa despre acest, în ghilimele, derby al consoanelor și despre cele două echipe. Deși cred că am discutat deja de atâtea ori, nu mi se mai pare că mai merită să ne batem capul. FCR este o echipă slabă, am spus acest lucru, are o apărare extrem de slabă, formată din Săpunaru și Grigore, care împreună au probabil pe undeva pe la 4-5 mii de ani, doi fotbaliști care mereu au fost slabi. Unul dintre ei, Dragoș Grigore, aș putea să fac mii de ore de emisiune în care să vă povestesc cât de slab este acest fundaș. Nu știu cum mereu reușește să ajungă la o echipă de parte superioară într-un campionat, da? Totdeauna a reușit acest lucru. Asta este până la urmă marea sa performanță, pentru că el nu a fost niciodată un fotbalist de valoare. Și nici în meciul de astăzi nu a dat dovadă de foarte mare valoare. A avut însă noroc că atacanții FC FCSB-iști au fost total inexistenți. Însă eu cred că așa îți dai seama și cam care este valoarea unui atacant. Când îl joci împotriva FCR-ului, care îl are în linia de fund pe Dragoș Grigore, și când atacantul tău nu îți marchează, asta este un semn care trebuie cumva să scap de el, pentru că nu este un atacant bun. Cu Dragoș Grigore în teren, eu cred că un atacant bun ar trebui să marcheze de cel puțin 3 ori. Acesta este Dragoș Grigore, este doar un tip bine pregătit fizic, care poate alerga 90 de minute, atât. Nu are tehnică, nu are plasament, nu are nimic din ceea ce are nevoie un fundaș. Nimic, nimic. Cum a ajuns acest individ chiar și la Naționala României, eu nu știu, dar asta este, nu avem ce să facem.
Atacantul cumpărat de la CFR Cluj, Duganzic, a deschis scorul în partida cu FC FCSB după o gafă, zic eu, a apărării FCSB-iste, formată tot din doi fundași la fel de slabi ca Săpunaru și Grigore. De data aceasta, fundașul african Daua a stat și, nu știu, s-a uitat după fete prin tribune, l-a scăpat din marcaj pe acest Duganzic care, în momentul în care a văzut că primește o centrare bună, a profitat de ea, a trimis cu capul și l-a învins pe Târnovanu, care a ieșit prost. Târnovanu este, bineînțeles, portarul celor de la FC FCSB. A fost golul și jumătate eroare de portar. Târnovanu n-ar fi trebuit să atace colțul scurt, ar fi trebuit să rămână în centru, mai ales că avea în față doi fundași pe care îl puteau ataca pe Duganzic. Bine, că unul dintre cei doi fundași, Buhena, tot de la CFR a fost aerian complet, și că Daua a fost doar semi-aerian, așa să spunem. Asta e altceva, dar Târnovanu tot n-ar fi trebuit să lase o bună parte, o bună bucată din poartă neacoperită. Când a făcut acest lucru, bineînțeles că l-a invitat pe acest Duganzic să-și încerce norocul, și asta a și făcut jucătorul străin. A sărit, a dat cu capul, a trimis acolo unde nu era portarul, exact așa cum trebuie să facă un atacant. Dacă l-am criticat pe Stoica, atacantul FCSB, pot să laud pe Duganzic, atacantul FCR-ului. Acesta știe să marcheze, a fost un atacant foarte bun, foarte periculos în acest meci. A meritat, din punctul meu de vedere, într-un fel, titlul de jucătorul meciului, pentru că el a făcut partida ușoară pentru FCR prin acest gol marcat. Și având în vedere calitatea slabă a atacanților din Liga 1, nu cred că este de ignorat faptul că un atacant marchează. Acesta a marcat foarte bine pentru el, așa a ajutat echipa să aibă un meci în continuare mult mai ușor. Cum am spus, a fost și vină de portar, trebuie neapărat spus acest lucru. Târnovanu nu trebuia să atace colțul scurt, nu trebuia să lase colțul lung total descoperit, pentru că era cât se poate de clar că din acea poziție Duganzic o să trimită la colțul lung. Cel puțin în momentul în care eu am văzut faza, am știut că acolo o să trimită, am fost surprins de faptul că portarul FCSB-ist a părăsit acea zonă. Și n-am fost deloc surprins când am văzut că mingea a intrat în gol. A fost normal până la urmă, pentru că asta se întâmplă. Asta se întâmplă când ai în poartă un portar care nu prea știe ce să facă, când ai în fața lui doi fundași care nu se gândesc la meci, și când atacantul pe care îl folosește echipa adversă chiar își dorește să marcheze. Pentru că asta a fost treaba. Duganzic, la primul său meci pentru FCR, și-a dorit foarte mult să marcheze și a marcat. Asta s-a întâmplat până la urmă. Mergând mai departe, bineînțeles, prima repriză s-a încheiat cu al doilea gol al celor de la FCR. A marcat Săpunaru după o fază în careul FCSB-ist. Săpunaru, știți și el, cu foarte mare boală pe FC FCSB, nu s-a putut abține, a tras la poartă și, bineînțeles, așa se întâmplă când tragi la poartă, de obicei mingea intră în poartă. S-a văzut din acest punct de vedere experiența lui Săpunaru, el este într-adevăr un jucător cu experiență, un jucător care poate să fie decisiv în astfel de meciuri. Mergând mai departe, după pauză, eu cred că meciul s-a terminat, mai ales pentru FC FCSB. Am văzut că la pauză au fost făcute 4 schimbări, deci putem să ne imaginăm cine și-a făcut simțită prezența în echipă, în vestiarul echipei. Și bineînțeles, din momentul în care acel personaj s-a băgat în joc,
Eu cred că soarta celor de la FC Focuseb a fost pecetluită. Nu mai aveau cum să revină. Jucătorii introduși, bineînțeles, au fost jucători cu foarte mulți nervi, jucători care au jucat în primul rând pentru sine, pentru că ei voiau neapărat să îl impresioneze pe patron, nu neapărat să ajute echipa. Și au fost jucători care au ajutat cu foarte puține lucruri echipa. De acest lucru au profitat însă cei de la FCR, care, nu știu dacă ați văzut, dar au început să profite de lipsa de tehnicitate și lipsa de valoare a jucătorilor FCSB-iști și chiar au încercat să creeze puțin spectacol. Am avut parte de câteva treceri spectaculoase, de câteva incursiuni, mai ales din partea lui Costache, un jucător care mie mi-a plăcut, care cred că a fost schimbat, nu sunt sigur, dar cred că a fost schimbat pentru că a fost accidentat. Dacă nu era schimbat, cred că acest Costache ar fi marcat în cele din urmă, pentru că mie mi s-a părut un jucător foarte periculos. Dacă nu mă înșel, și el tot de la CFR Cluj a fost luat. E bine, FCR-ul a jucat conservator, nu s-a mai avea un 2-0 pe tabelă, nu au mai riscat, au jucat prudent, au jucat pe contre într-un fel și au lăsat adversarii să atace, mai ales pentru că știau că adversarii nu pot să ofere niciun fel de pericol adevărat, dar și pentru că știau că există oricând posibilitatea ca această echipă a FC Focuseb-ului să cedeze la un contraatac. FC Focuseb este o echipă care se bazează foarte mult pe calitățile individuale ale jucătorilor săi, iar acest lucru strică echipa. Aceștia au într-adevăr unii dintre ei viteză, au plămâni, pot să depună foarte mult efort, însă vedeți voi, degeaba fac lucrurile acestea dacă nu le fac cu cap. FCR-ul a jucat foarte bine pe contre, a ținut foarte bine de rezultat, a știut unde să se apere, adică sus, a știut să profite de nesincronizările jucătorilor FCSB-iști, care au făcut foarte multe greșeli, au dat foarte multe pase la adversari și au fost echipa mai periculoasă în a doua repriză, dar nu a mai marcat. La final, nu am înțeles bucuria excesivă a celor de la FCR. Au învins o echipă, așa cum am spus, pe care am învins-o și Sabor Tallo până la urmă. Nu au învins o echipă chiar atât de bună. Eu cred că ei, dacă își fac gânduri că asta, această victorie arată că ei au mare valoare, se înșală. Această victorie nu arată decât că au bătut o echipă slabă din campionatul românesc. În cazul în care nu au fost prezenți până acum în fotbalul nostru, ei ar trebui să știe că FC Focuseb începe să, în ghilimele, joace de-abia după ce se termină toată treaba cu cupele europene. În momentul în care s-a terminat acest lucru, în momentul în care au ratat calificările, atunci începe Becali să se concentreze asupra campionatului și atunci încep să se pună în mișcare toate aparatele acestea care știu doar să lucreze pentru FC Focuseb. Cred că dacă acest aparat era pus în funcțiune la meciul de astăzi, nu vreau să spun că FCR-ul n-ar fi câștigat, dar cred că s-ar fi terminat egal. Cumva un arbitru s-ar fi găsit să dea un penalty, să anuleze un gol pe motiv de offside și așa mai departe. Dar totul spre binele FCR-ului, norocul lor că s-a jucat acum acest meci, norocul lor că au obținut 3 puncte importante pentru ei și rămâne de văzut cum vor gestiona mai departe această victorie, dacă vor ști să se folosească de ea, să se folosească de cele 3 puncte câștigate cu cap. Poate că vor termina de data asta în prima jumătate
a fotbalului românesc. Dacă nu, se vor bate și anul acesta, la fel cum s-au bătut anul trecut, doar pentru play-out. Închei aici acest short al Săpăligii de Lemn, meciul FCR vs. FC FPSB 2-0, un meci, cum am spus deja, previzibil, cu un rezultat previzibil, un meci care nu a produs nicio surpriză, un meci care nu ți-a oferit absolut niciun fel de entertainment. Privindu-l, nu simt că am făcut cel mai bun lucru pe care îl puteam face cu sfârșitul meu de duminică. Vă mulțumesc, prieteni, că ați fost alături de mine aici. Vă las acum și pe data viitoare.